Frăsinei, luna mai, ziua a noua. Sfântul proroc Isaia. Sfântul proroc Isaia era de neam din Ierusalim și se trăgea din seminția împăraților iudei. El era fiul lui Amos, nu al prorocului Amos, pentru că prorocul Amos era de neam tecuntean și păstor de dobitoace, fiind cinstit între sfinții proroci, iar nu ierusalimnean din casă împărătească. Iar Amos, tatălui Isaia, nu era numărat între sfinții proroci și era dintre rudenile împăratului Ierusalimului, frate bun cu Amesie, împăratul iudeu. Isaia, fiul lui, crescând în frica lui Dumnezeu și învățându-se în legea Domnului, după ce a ajuns la vârsta cea desăvârșită, s-a însoțit cu o femeie după lege și a născut fiu, precum singur zice de aceasta: m-am apropiat de prorociță, adică de soția mea, cea luată din ceata fecioarilor pentru împreună viețuire, care până la vremea anunții slujea în biserica Domnului cu fapte bune și sfinte, deprinzându-se a se ruga neîncetat lui Dumnezeu și se învrednicise de darul prorociei pentru viața ei cea plăcută lui. Ea este numită prorociță pentru două lucruri. Întâi pentru că este soție de proroc, iar al doilea pentru că și ea însă și-a luat darul prorociei de la Dumnezeu și a zămislit în pântece de la bărbatul său, prorocul Isaia, și a născut fii. Și iarăși Isaia zice: iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Aici, după înțelegerea tâlcuitorilor, vorbește despre fiii săi cei firești și se pomenește într-o prorocie a celuia de Iasuv, fiului. Iar fericitul Ieronim spune despre prorocul Isaia din povestire evreiască și aceasta: el a fost după maică moș al împăratului Manase, chinuitorul său, pentru că din fiica lui, Ofovia, cea însoțită cu împăratul Ezechia, s-a născut Manase. Sfântul Isaia a început a proroci în împărăția lui Azaria, împăratul iudeii, care în Sfânta Scriptură se numește și Ozia. Și a fost acel împărat fiul al lui Amesia, împăratul, și nepot al lui Amos, tatăl lui Isaia. De Sfântul Isaia a prorocit în zilele împăratului Azaria, numit și Ozia, fiul lui Amesia, și în zilele împăratului Ioatam, fiul lui Ozia, în zilele împăratului Ezechia, fiul lui Ahaz, în zilele împăratului Ahaz, fiul lui Ioatam, și în zilele împăratului Manase, fiul lui Ezechia, de la care a și pătimit. Iar cum și ce a prorocit el este destul de arătat în cartea lui cea prea largă, în care este arătată și viața lui cea plăcută lui Dumnezeu. El a fost atât de bine plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit și a-l vedea pe acel așezând pe scaun înalt și prea înălțat, căruia împrejur îi stăteau serafimii cei cu câte 6 aripi, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savăot, plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar când Isaia, prorocul, a văzut aceasta, s-a umplut de mare spaimă și a zis în sine: o, ticălosul de mine, m-am învrednicit a vedea pe Domnul Savăot cu ochii mei, fiind om, având buze necurate și petrecând în mijlocul poporului, cel ce are buze necurate. Și s-a trimis la dânsul unul din serafim, având în mâini un cărbune aprins, pe care luase cu cleștele din altar, și s-a atins de buzele lui, zicându-i: iată, s-a atins acesta de buzele tale și va șterge Domnul fără de legile tale și păcatele tale le va curăți. După aceasta a auzit Sfântul Isaia glasul Domnului, grăind către dânsul: pe cine voi trimite și cine va merge la poporul meu? Și a zis Isaia: iată, eu sunt, Doamne, trimite-mă pe mine. Și l-a trimis pe el Domnul la poporul său, ca să îndemne pe cei păcătoși la pocăință și să le spună lor cele ce vor să fie, adică multe feluri de pedepse, de nu se vor pocăi, iar de se vor întoarce la Dumnezeu cu pocăință, milă și iertare. Deci a prorocit Sfântul Isaia despre multe feluri de lucruri, precum și despre robirea Galilei și a Samariei de către asirieni, despre năvălirea lui Senaherim asupra iudeii, despre stricarea multor țări și cetăți cu multe feluri de războaie, dar mai ales a prorocit despre zămislirea și nașterea lui Hristos din prea curata Fecioară pentru izbăvirea neamului omenesc. El a zis: iată, Fecioara va lua în pânteci și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și iarăși,
Ieșiva tu iac din rădăcina lui Iesei, preacurata fecioară, și floare din rădăcina lui va crește Hristos și va odihni peste dânsul Duhului Dumnezeu, care din Tatăl iese și spre Fiul se odihnește. Și iarăși, prunc s-a născut nouă și fiul s-a dat nouă, a cărui stăpânire s-a făcut peste umărul lui și se cheamă în numele lui Înger de Mare Sfat. Asemenea, a prorocit și despre patimile lui Hristos, zicând, acesta poartă păcatele noastre și pătimește durere pentru noi, răpitul s-a pentru păcatele noastre și a fost muncit pentru fără de legile noastre și cu rana lui noi toți ne-am vindecat. Ca oaie spre junghiere s-a adus și ca un miel fără de glas împotriva celui ce-l tunde pe el, așa nu și-a deschis gura sa. Chiar și despre crucea lui Hristos mai înainte a vestit zicând, slava Libanului va veni la tine, Ierusalime, cu chiparos, cu pevg și cu cedru, ca împreună să preamărească locul cel sfânt al meu, zice Domnul, și locul picioarelor mele îl voi preamări. El a vestit a doua înfricoșată venirea lui Hristos, zicând, iată, Domnul va veni ca focul și carele lui ca viforul, ca să dea cu mânie izbândirea sa și certarea în văpaie de foc, căci cu focul Domnului se va judeca tot pământul. Prorocul Isaia petrecea într-o defăimare a lumii, pentru că, deși era rudă cu împărații iudeii și putea să aibă multe bogății și slava lumii acesteia, însă pe toate acelea le-a trecut cu vederea pentru Dumnezeu și petrecea cu soția sa cea plăcută lui Dumnezeu în sărăcie de bunăvoie și smerenie, în înfrânare mare și în viața cea aspră a trupului. Haina lui era un sac de păr peste trupul gol, una pentru smerenie, alta pentru omorârea trupului, iar alta ca să dea oamenilor celor păcătoși chip de pocăință și cu un chip smerit ca acela să roage pe Dumnezeu pentru dânsii. Odată a umblat gol 3 zile prin mijlocul Ierusalimului, nerușinându-se de mulțimea poporului, nici cinstindu-și neamul său cel bun. Aceasta a făcut-o după porunca Domnului, pentru că într-o împărăție a lui Ezechia, atunci când Sargon, Aziz și Senaherim, împăratul asirienilor, a venit asupra iudeii cu putere multă, Ezechia și ierusalimenii nădăjduiau mai mult spre ajutorul Egiptului și al Etiopiei, pentru că se obișnuiseră iudeii de a câștiga ajutor mai mult de la egipteni și de la etiopieni decât a cere ajutorul lui Dumnezeu. Atunci Sfântul Isaia a sfătuit pe împărat și pe popor ca să alerge spre Dumnezeu mai mult decât spre oameni și de la cel prea înalt să ceară și să nădăjduiască ajutor, iar nu de la aceia care singuri nu pot să se apere, pentru că s-a apropiat și risipirea și pierzarea lor. El a prorocit și de pieirea Egiptului și a Etiopiei, care are să vină asupra lor tot de la același împărat al asirienilor, Senaherim. Și ca prorocia lui să fie încredințată tuturor, a mers gol prin toată cetatea, pentru că s-a făcut către dânsul cuvântul Domnului, zicându-i, mergi și leapădă sacul de pe mijlocul tău și scoate încălțămintele tale din picioare. Iar prorocul a făcut așa, umblând gol și desculs 3 ani, spunându-le cu cuvintele și arătându-le cu goliciunea sa că se vor goli iudeii de ajutorul Egiptului și al Etiopiei, spre care în zadar se nădăjduiesc, și cum că cu un chip ca acesta egiptenii și etiopienii se vor duce în robie goi, pentru că a grăit Domnul, precum a umblat robul meu Isaia gol și desculț, așa va duce împăratul asirienilor pe robiții Egiptului și ai Etiopiei, pe tineri și pe bătrâni goi, desculți și descoperiți spre rușinea Egiptului. Prorocul Isaia a mai închipuit cu acea goliciune a sa, goliciunea lui Hristos, Domnul nostru, care a fost dezgolit pe cruce în privirea tuturor, pe care el a voit a o suferi pentru goliciunea lui Adam, ce a cunoscut-o în rai, după călcarea poruncii lui Dumnezeu. Prorocia lui Isaia despre Egipt și despre Etiopia s-a împlinit îndată, pentru că Senaherim, împăratul asirienilor, auzind că Terac, împăratul Etiopiei, vine asupra lui, ajutând iudeilor, s-a întors împotriva lui și, biruindu-l, a supus împărăției sale pământul Egiptului și al Etiopiei, iar după aceea a mers asupra iudeii și oștindu-se și luând multe cetăți. Și se lăuda că va lua Ierusalimul și pentru aceasta
ulea pe Dumnezeul cel prea înalt prin voievodul său Rabsac, pe care îl trimisese cu putere multă asupra împăratului Ezechia. Prorocul Isaia era și mare făcător de minuni, căci, fiind amenințat Ierusalimul de înconjurarea ceilor de altă seminție, din cauza lipsei de apă, el, cu rugăciunea sa, precum scriu despre aceasta Sfântul Epifanie și Sfântul Dorotei al Tirului, a scos un izvor de apă de sub muntele Sionului și s-a numit izvorul acela Siluam, adică trimis, căci de la Dumnezeu s-a trimis poporului cel însetat acel izvor pentru prorocește rugăciuni. Izvorul acela era minunat pentru că izvora apă numai iudeilor, iar celor de altă seminție se făcea uscat. Sfântul proroc a izbăvit cu rugăciunea sa cetatea Ierusalimului de înconjurarea barbarilor, pentru că într-o noapte a ieșit îngerul Domnului și a ucis din oaste asirienilor 185.000. Deci Senaherim, sculându-se dimineața și văzând atâta mulțime de trupuri moarte, s-a înspăimântat și a fugit cu rușine de la Ierusalim și s-a așezat în Ninive, unde a fost ucis de fiii săi. Sfântul Isaia a tămăduit pe împăratul Ezechia de o boală de moarte și i-a spus aceluia de la fața lui Dumnezeu, de la fața Domnului, că pentru rugăciunile și lacrimile lui îi se mai adaugă la viață încă 15 ani. Ca și semn de adeverire, în timpul zilei soarele s-a întors înapoi cu 10 trepte pe ceasornicul de pe zid. De ziua aceea a fost mare după asemănare, însă nu după asemănarea acelei zile în care odată Iisus al lui Navi a oprit soarele în loc când a biruit pe vrășmaș. O minune ca aceasta a înspăimântat toată lumea, încât Merodach Valadan, fiul lui Valadan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și sol cu daruri în Ierusalim la Ezechia, împăratul iudeii, întâi ca să-l cerceteze pe el, căci auzise că a fost foarte rău bolnav și se sculase, iar al doilea ca să întrebe de minunea ce se întâmplase, că soarele s-a întors înapoi și iară s-a îndreptat în calea sa, deoarece se făcuse știre despre aceea la împăratul Babilonului, că pentru Ezechia se făcuse acea minune. Iar Ezechia s-a bucurat foarte mult de trimiși împăratului Babilonului și le-a arătat lor toate bogățiile casei sale, care lucru n-a fost plăcut Domnului. Deci a venit la el Sfântul proroc Isaia și a zis: „Ce au văzut în casa ta bărbații ce veniseră din Babilon?” Ezechia a răspuns: „Toate câte sunt în casa mea le-au văzut și nu a fost în casă niciun lucru din cămările mele pe care nu l-ar fi văzut.” Isaia i-a zis: „Ascultă cuvântul Domnului Țavăot, vor veni zile când babilonienii vor lua toate cele din casa ta și toate câte au adunat părinții tăi până în această zi le vor duce în Babilon și nu vor lăsa nimic, încă vor lua și din fiii tăi pe care i-ai născut și vor duce în Babilon, unde îi vor face servitori în casa împăratului Babilonului.” Această prorocie a Sfântului Isaia s-a împlinit mai pe urmă, iar împăratul Ezechia s-a sfârșit în pace și a fost îngropat împreună cu părinții săi. După sfârșitul împăratului Ezechia a luat împărăția iudeii Manase, fiul lui Ezechia, fiind în vârstă de 12 ani și făcând vicleșug înaintea ochilor Domnului. Pentru că după ce a venit în vârstă desăvârșită, a început a umbla nu după poruncile Domnului, ci după urăciunile păgânești, fiindcă a zidit capiști idolilor și altar lui Baal și se închina idolilor celor ciopliți, iar casa Domnului a spurcat-o cu jertfe idolești și pe fiii săi i-a trecut prin foc, după cum făceau închinătorii de idoli. Și se îndelenicea cu vrăj și bazme, răzvrătind poporul Domnului și ducându-i pe ei împreună cu sine la închinarea de idoli, iar pe cei ce nu se învoiau la voia lui cea păgânească îi ucidea. El a vărsat foarte mult sânge nevinovat, până ce Ierusalimul s-a umplut de sânge, pentru care lucru, mustrat fiind și ocărât de Sfântul proroc Isaia, s-a pornit spre mânie. Asemenea și boierii Ierusalimului și mulți din popor s-au umplut de mânie asupra prorocului lui Dumnezeu, de vreme ce, mustrându-i pentru acele păcate grele, îi numea boieri ai Sodomei și ai Gomorei, zicându-le: „Ascultați cuvântul Domnului, boieri ai Sodomului, luați aminte la legea lui Dumnezeu, popoarele Gomorului.” Acestea le zicea pentru apucăturile lor cele rele, deoarece prin faptele lor cele necurate se asemănau cu Sodoma și cu Gomora. Deci toți împreună cu împăratul, nesuferind o mustrare ca aceea, căutau să ucidă pe Sfântul.
și a fost tăiat la câmp afară din Ierusalim cu fierăstrăul de lemn din porunca împăratului Manase. Și așa Isaia, marele proroc al lui Dumnezeu, s-a sfârșit mucenicește la adânci bătrâneți, având 126 de ani. El este lăudat de Iisus al lui Sirach, astfel, Domnul a izbăvit pe poporul său prin mâna lui Isaia, a biruit oștile asirienilor și le-a sfărâmat pe ele îngerul lui, căci Ezechia a făcut plăcere înaintea Domnului și s-a întărit pe căile lui David, tatăl său, pe care le-a poruncit Isaia, prorocul cel mare și credincios în vedeniile sale. În zilele lui soarele s-a tras înapoi și a adaos viața împăratului, cu mare duh a văzut pe cele de pe urmă și a mângâiat pe cei ce se tânguiau. În Sion până în veac a arătat pe cele ce vor fi și pe cele ascunse. Iar după uciderea prorocului Isaia, trupului cel cinstit luându-l, unii din cei temători de Dumnezeu l-au îngropat aproape de izvorul acela al Siloamului pe care Sfântul Isaia l-a scos cu rugăciunea sa. Pentru aceasta l-au pus pe el acolo ca cu rugăciunile prorocului lui Dumnezeu Isaia și după moartea lui să izvorască neîncetat apa Siloamului. Iar lângă izvorul acela a fost zidită o scăldătoare, la care orbul din naștere a căpătat vedere fiind trimis acolo de Domnul nostru Iisus, ca să-și spele ochii lui de tina cea făcută cu scuipat. Chiar și până astăzi apa aceea are o putere tămăduitoare, pentru că se povestește de cei ce cercetează sfintele locuri ale Ierusalimului, că saracinii care acum locuiesc acolo cu îngăduința lui Dumnezeu, fiind din firea lor puturoși cu trupurile ca și caprele, își spală copiii în apa Siloamului și chiar îi se spală și în parte gonesc acea putoare. Încă și celor bolnavi de ochi li se aduce mare ajutor din apa aceea, cu rugăciunile Sfântului Proroc Isaia și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin.